Astăzi o rocțăm din nou la tipul ăsta drop, care, bă, frate, îmi place ce face tipul ăsta drop. N-am mai postat o grămadă de timp, dar ar trebui să mai posteze pentru că face ceva chiar top. Drop ăsta, așa că drop, dacă așa mai postează, frate, că eu te susțin și na, merge bine. Treaba asta să facem artiști rap, trap versus artiști lirici versus artiști hype. Deci melodici versus lirici versus hype. Așa să vedem care cum stă treaba. Unii sunt melodici, unii sunt lirici, unii sunt hype. Acum vedem dacă suntem de acord sau nu, pentru că multe din clipurile astea sunt aberante, efectiv. Să sperăm că nu e. Hai să vedem. Nu neapărat clipurile de la drop, că nu mai știu ce am zis. Editate mai forță ar fi ce trebuie. Vorbesc de artă moartă, moartea mea de-o viață coardă. Îmi fac brigadă, plec cu având din avantgardă, da. Vara-n stradă. Good, numele hard, e hard gard, de vreau pe gardă, de lyric. Îl cheamă și de lyric, gen. M-am tot gândit ce fac. Câte zile trebuie să mai trag. Câte zile trebuie să mă zbac. Cu gânduri. Da, e cumva melodic, da. Bacovia nu l-aș pune neapărat, da, doar melodic. Bacovia e foarte, foarte, foarte... Cum se numește? Acum nu mai am cuvântul ăla, exponențial, că se duce pe toate părțile, știi? Nu e doar pe o singură parte, se duce, e și hype, e și melodic, e și liric, e și tot ce... Zile mele din ca... Mamă, cum e voodoo! Am uitat, dar și uitat, frate, am născut avut de mult ce m-am săturat de el, dar e, da, hype! Că fuge de zici că-i pănoție. Nu am dubii, pot să fac dintr-o fată cu minte o grupi greu de rezolvat. La fel ca un cub rubic, clar. Pudic, acum cuceresc orice tip de public. Mi-a doar vinient, trebuie să plec, mi s-a prins un bec, tu tău nu-mi patec. Da, Steca mai nou, da, Steca mai nou e cumva hype, gen, nu e, e cumva melodic, că l-aș pune și la hype. Și lit, nu neapărat, la liric, are și dume bune și astea ca toți, majoritatea artiștilor mari din România au dume bune, dar parcă punctul lui foarte mult de față, da, e așa, e melodic cumva, dar e și hype. La știu să fac, cred că mi-am vorbit, pupil se petrec, sunt astec, i-am zis ce tot sec. Fac muzică să sară bagabon, fac muzică plană cu bagabon, fac muzică să sară bagabon. Noi ne-am mai văzut de 23 de ani, poate ar fi... Mamă, liric, direct liric e, vă rog eu, direct e liric, ești nebun? Adică, frate, mamă, să-ți trăiască ție, e numărul 1. nici nu mai am ce să zic, frate, e numărul 1, psihotrop, bacu. În momentul stăteam odată și mă gândeam cum nu te poți simți liber. Și ce nu știi, chiar te doare când jumătate din tine e doar un semn de întrebare. Pleacă, deja da. E dimineață din nou. Dacă tot ce a fost nu contează deloc. E bun, e bun, parcă... e bun. Momentan sunt de acord cu tot ce face. Melodic, da, cumva R&B alea. Ziceai de mine că te țineam pe loc. E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să ne e. Posibil s-o dai, dar e probabil. Bă, nu i-a spune neapărat doar hype, vere, nebun, lirică. Ce tot ce vrei tu? Regii mafia sunt goat, deci nu trebuiau... La șmecherie în Las Vegas mai vezi ce cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. N-am vrut să plec, dar care-i sensul să... E de capa liric. E și lirică, da, care asta cu promitem, dar e cumva hype și melodic. E generic, e undeva la toate, dar cred că punctului, nu știu, pe, deci versurile de pe cum se numește, de pe, mamă, vere, am un mare, mare lapsus, cum se numește albumul ăla cu roșu, frate, nu mai țin, te-a scos și de luxul el cu toate, cu Cleo, cu, cum se numește, cu... Toate piesele alea de la avea acolo triste, acolo e pe lirică. Acum albumul ăsta nou, Cartea Junglei, e mai mult pe... Mă enervează că nu știu numele, nonșalant, frate, așa, nonșalant. Acum m-am amintit, mă enervează că nu știu numele, că dădeam prost rău de tot. Vorbeam de parcă sunt habarnist. Mi se pare că pe Cartea Junglei e mai hype, așa, știi? Rămân, mă, disprețuiesc chiar dacă am sufletul bun. Chiar dacă mă răni, nu... Uite-l pe bereche. Tot genul să mă răzbun. Și știu că te regăsești în piese de le compun. Se plouă, sunt comă, sunt cu o tipă nouă. Am 3 mesaje necitite, poate mai vin 2. Ce formă, ce woman, caracterul e foreign. Who check is cu strepul, we the beef, știi că sting becul. Plătesc că nu am din crecul, dar deja plăsa și becul. Că-i cam pe-o campion, just the shoot.
putre. Mamă, mamă, cât, mamă, mi-e dor de mob ăsta vechi, frate. Aveam o piesele aia de se auzeau, dar nu că e bun și acum. Și că mă enervează, bine, mă enervează când mai văd comentarii. Matey vechi, îl vreau pe Matey vechi înapoi. Bă, vremurile evoluează, dar mie cumva sunt melancolic și după chestiile alea vechi ale lui. Când, bă, avea un microfon și se auzea. Se auzea gen că e înregistrat pe microfon foarte prost, dar sound-ul ăla era bun, rău, nu știu, era altceva, gen. Știi că-i prețul, vreau mai mult, au 7 jet-ul, dublez banii, tău pe centru. Alea de pe albumul ăla cu, nu mai știu cum se numește, Codin, nu mai știu ce știți de care zic, ăla cu becuțurile, gen, și ăla mov și ăla galben. Cred că e de luxu, gen. Aici să fiu sincer, spun ce gândesc, Nelly. Mi-e dor de Nelly. Ce mai faci? Apoi nebunesc, te văd lângă mine, asta-mi dorești. Nelly avea un mare potențial, frate, și în continuare cred că are. Dar nu știu exact ce mai face, gen, mi se pare că au, gen, nu se mai ascultă cum se asculta atunci rap-ul, dar Nelly e legendă. Sate la detalii, știu că papă Mali, sex doar cu realii, nu stă cu rivalii. Da, bun, 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 bun. M-am născut poet în secret, sunt Chelu, un vis. Chelu, liric, mamă, Chelu. Să torc când stelele se sting tăcut pe cer, se duc în morților. Frații cu mine băgăm cocaină. Bă, mi se pare că Ravan e și melodic, dar e și hype, frate, ești nebun. Ce la el la concerte, puțini artiști din România au ce are 4-6 la concerte. Gen. Tu, 2-6 și se termină. Am o pi de bună și malină. Fato, nu am timp de sentimente. Văd prea multe coarde bune la concerte. Formele lucrabile fac. Oarecum da, 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 da. Nu mai, îmi vine să nu mai zic nimic de Nane, chit că mie, bă, overall, așa, chiar dacă în ultimul timp a făcut niște greșeli business-wise cumva, pe marketing, pe toată treaba asta, Nane, în continuare, eu am un mare respect pentru Nane și tot timpul îmi place să zic treaba asta, bă, pentru că m-a făcut treburi, adică nu pot să... Ok, a greșit în ultimul timp și mie mi se pare că a greșit business-wise, dar tot e legendă, tot rămâne acolo. Șmecher, gen, șmecher. Alea vechi, tot ce face, șmecher. Tot ce a făcut, șmecher. Și acum, nu știu, ar trebui să rezolve puțin angry issues-urile, mi se pare, și să nu mai posteze chiar atunci la cald. Și poate, poate treaba revine. Că mi-e frică să mai zic ceva de Nane, că mă înjurați în comentarii direct. Bam, 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 bam. Că nu știu ce, băi, că e un bătrân, că... Bă, respect-o pentru el, cum ar veni. Mi-e frică, vorba vine, mi-e frică, până nu mă doare că mă înjură unul în comentarii sau ce, dar vă zic părerea mea. A, și aici s-a și terminat clipul, mamă, ăsta cred că e cel mai scurt clip de la mine de pe canal. Ce să zic, ziceți-mi în comentarii cum vi se pare clipul, ce părere aveți, plus minus, unde am greșit, unde n-am greșit, înjurați-mă, ce vreți voi, libertate la mine în comentarii, efectiv, nu sunt eu responsabil pentru ce scrieți voi în comentarii, treaba voastră, înjurați-mă cât vreți, glumez-mă. Haide, vă iubesc, ziceți-mi în comentarii părerea.